Spovedania lui Rizea revine la culisele statului paralel. Fostul deputat fugar povestește într-un nou episod cum l-a făcut sistemul președinte pe Victor Ponta la PSD, cum a fost convins Cristian Diaconescu să se retragă din cursă, ce jocuri a făcut George Maior, cu cine a votat Liviu Dragnea, de ce îi convenea lui Traian Băsescu să fie Ponta președinte la PSD. Mihaela, dragostea mea! Mulțumesc. Cum le-a gătit plăcinte macedonești Mihaela Joana celor din staful de campanie în seara dezbaterii care avea să decidă câștigătorul alegerilor din 2009. E un flac, i-am ciurit. Cine l-a trădat pe Joana cu vizita de la spa? Există filmarea cu ce s-a întâmplat la vila din strada Paris? Ce se pregătea familiei PSD? Cine l-a antrenat pe Mircea Joana pentru dezbatere? Cine l-a susținut pe Băsescu pentru al doilea mandat? O nouă ediție incendiară, la culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, de la ora 18:00.